Suntem la finalul programului intitulat Transformat, un program ce s-a dorit unul inedit pentru zona noastră, atât în format fizic cât și în format online, un program ce s-a vrut unul de dezvoltare personală bazat pe principii biblice. Bună seara și bine ați revenit, sau dacă sunteți pentru prima dată, bun venit! Doamnelor, domnișoarelor, și aseară am spus și dimineață, pentru că ne-am bucurat de soare astăzi, să aveți o primăvară frumoasă, dar știm că alături de domnii dumneavoastră, indiferent că sunt soți, că sunt puștii din casa dumneavoastră, să vă facă Dumnezeu viața frumoasă împreună. Sunt Ciprian Șurea și pentru ultima dată în contextul acestui program voi fi gazda dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit, vom avea muzică de excepție, vom face cunoștință în ocazia aceasta cu niște tineri pasionați de-a dreptul de muzică, au dus pasiunea asta la cote așa de neimaginat, poate chiar și pentru ei acum câțiva ani. Vom avea un interviu foarte fain și în ocazia asta și pentru ultima dată în contextul acestui program îl vom asculta pe pastorul Emanuel Ban. Vreau să-i salutăm pe cei care ne urmăresc în mediul online. Au fost tare mulți săptămânile acestea, am primit mesaje, i-am salutat oriunde ați fi. Să aibă Dumnezeu și pentru dumneavoastră un așezământ spiritual în seara asta. Oriunde ați fi, inclusiv cei din sală sau acolo în spatele unui mic ecran, dați un like paginii noastre de Facebook, share-uiți link-ul cu evenimentul acesta și poate facem astfel bine cuiva. Pentru că am văzut multe fețe noi, v-ați așezat lângă vechi prieteni deja, aș vrea să avem un moment în care ne salutăm, ne spunem bun venit, întoarceți-vă în stânga, în dreapta, în față, în spate, salutați-i pe cei de lângă dumneavoastră, urați-le de bine și ședere plăcută, faceți cunoștință. Am o plăcere deosebită să îi spun bun venit în seara aceasta lui Andrei Sisu. El reprezintă tot ceea ce vom asculta în seara aceasta, Enjoy Group. Andrei, hai alături de mine, am să-i rog pe colegii mei să-ți ofere un microfon și cât poți tu de repede aș vrea să ne spui două vorbe despre acest grup. Trebuie să știți că este rudă, poate ne și spui gradul, cu Beniamin Sisu, pe care l-am întâlnit săptămâna aceasta într-una din seri. Bine ai venit la Pitești! Bine v-am găsit, ne bucurăm tare mult să fim împreună cu dumneavoastră. Într-adevăr, Beniamin este verișorul meu. Verișor. Nu sunt cu el venit în sabatul acesta alături de dumneavoastră, ci cu prietenii și familia mea de la București. Ne numim Enjoy pentru că vrem să transmitem bucurie. Nu știu dacă am reușit să o facem în dimineața aceasta, însă sperăm să o facem dacă nu am reușit încă. Însă mai presus de bucurie, cred că mesajul pe care vrem noi să-l transmitem de mai bine de 10 ani de când activăm fie instrumental, fie vocal în domeniul acesta muzical spre a-L lăuda pe Dumnezeu, este un mesaj al Harului. Este un mesaj despre o poveste de iubire între om și Dumnezeu, despre o căutare continuă a lui Dumnezeu către un om care nu merita absolut nimic și totuși a primit totul. Și sper ca mesajul acesta al unei dragoste, a unei iubiri care nu se va sfârși niciodată, să ajungă și la dumneavoastră și în sufletele dumneavoastră și, de ce nu, să plecăm cu toții de aici schimbați. Mulțumim frumos! Andrei va fi pastor, v-ați dat seama, da? Are cuvintele la el. Ne bucurăm tare mult, Andrei, pentru că ai motivat grupul, sunteți în formație completă și abia așteptăm să vă ascultăm. E timpul vostru.
mi-am luat cravata verde și nu știam de ce. Ca să fiu nota acordată în acest ton. Dragii mei, nu există program de dezvoltare mai bun decât cel pe care îl propune Dumnezeu. Eu am descoperit că cel mai bun antrenor este Dumnezeu. Asta am descoperit eu în seriile acestea. Și am zis să nu mergem mai departe fără El. Prin urmare, vă aduceți aminte că în prima seară am început cu rugăciunea Tatăl nostru rostită de toți. Aș vrea să încheiem în aceeași notă. Prin urmare, v-aș invita să ne ridicăm și am să încep eu și pe măsură ce simțiți că puteți face asta, vă puteți alătura grupului care înalță rugăciunea Tatăl nostru. Este rugăciunea domnească, rugându-L pe Dumnezeu să fie în seara aceasta aici. Tatăl nostru, care locuiești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Luăm loc.
Suntem din nou la un interviu special, pentru mine chiar e special, în cadrul programului Transformat și chiar mă bucur că ai acceptat invitația de a te face cumva vulnerabilă, să dai lucruri din casă, de la noi. Așa cum am procedat și în celelalte cazuri, pentru ca oamenii să te poată cunoaște mai bine și să intre în povestea ta, spune-ne cine este Elena Valentina Ciurea. Mulțumesc frumos pentru că ai vrut ca să aduci și casa ta aici. Sunt un om foarte simplu. Provin dintr-o familie de creștini ortodoxi, nepracticanți. Îmi amintesc că în copilărie cred că am fost de 2-3 ori la biserică, dar îmi amintesc foarte bine că părinții m-au învățat să fiu un om corect, să fiu respectuoasă și să învăț mereu. Apoi a urmat perioada adolescenței. Am avut o adolescență frumoasă pentru că te-am cunoscut pe tine. La momentul acesta avem 2 băieți adolescenți în casă. În prima parte a activității mele profesionale am lucrat în domeniul medical. De 10 ani mai bine lucrez în învățământ. Îmi place să citesc. Îmi place să spun lucrurile diferit de cum le spun ceilalți. Și sunt un om ordonat. Apreciez asta. Cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu și dacă ar fi să te întorci în timp, să povestești cuiva care nu știe absolut nimic despre tine, când ai pune degetul pe un moment în viața ta și ai spune, uite, de aici încolo sunt un om transformat sau am fost un om transformat? Cred că aveam 12 ani când pe scara blocului meu o familie a ales să vină într-o biserică adventistă. Eram prietenă cu fetele familiei respective și de la 12 ani până la 15 ani, aproape în fiecare săptămână, au bătut la ușa apartamentului meu ca să mă invite cu ele la biserică. Eram prietene și am găsit foarte multe scuze ca să nu vin. Într-o ocazie, mă apropiam de clasa 8-a, nu știu din ce motiv, nu l-am nici acum, motivul, am hotărât să merg cu ele la biserică și mi-amintesc că la momentul acela, mi-amintesc 2 lucruri de atunci. Unu, că se vorbea despre un liceu adventist, în ocazia respectivă, la Craiova, și al doilea lucru, că se vorbea despre un botez. Eu mi-am dorit ca orice adolescent la un moment dat în viață să fiu departe de părinți. Să fac ce vreau eu. Așa că m-am gândit că ar fi trenul meu de prins ca să plec mai departe de ei. Și în mintea mea de atunci, așa a fost, realitatea nu e asta, că eu trebuie mai întâi să fac un botez așa cum a fost cel de astăzi, ca să pot să ajung la Liceul Teologic Adventist de la Craiova. Lucrurile nu stau așa. Dar eu așa am gândit-o. Și cu gândul acesta am zis că eu voi merge să fiu botezată în Biserica Adventistă. Nu știam nici cele 10 porunci. Știam o parte dintre ele, dar nu le știam pe toate. Și într-o masă de oameni care știau multe lucruri din Biblie, am fost prinsă și eu și am fost botezată. Asta pentru că cred că viața mea, ca și viața dumneavoastră, face parte dintr-un plan bun al lui Dumnezeu pentru noi. Adică a fost Dumnezeu atât de bun cu tine încât să te accepte la botez așa, primit așa cum... nepocăită, neînvățată, cum da, erai. Da, așa e. Spune-mi, te rog, ulterior, ce rol a avut sau ce rol a jucat în viața ta apartenența la un grup, la o comunitate religioasă, o comunitate de oameni care împărtășesc aceleași gânduri, aceleași idealuri? Te-ai botezat și ai ajuns unde?
Păi unde mi-am propus? La Liceul Teologic Adventist de la Craiova. Cred în principiul acesta că un cărbune nu rezistă mult dacă este scos din locul unde ard alți cărbuni și pus într-un alt loc, separat. Se stinge. Asta înseamnă că un om, dacă este scos dintr-un mediu care l-ar putea influența în bine, nu poate să ajungă bine până la urmă. După ce m-am botezat, înainte să mă botez, părinții mei au fost de acord cu lucrul acesta, doar nu făceam un lucru rău, mă duceam ca să devin un om mai bun, un om mai rău, au înțeles asta. Dar după aceea nu știu de ce n-au mai înțeles, că nu m-au mai lăsat la biserică. Și eu totuși voiam să merg la biserică, treceau fetele și mă luau, dar mama venea și mă lua de la biserică, mă lua de codițe, mă lua într-un mod așa neprietenos, nu voia să mă mai lase la biserică. Și aici introduc rolul grupului. M-au sprijinit mult oamenii aceia. Au mers, au vorbit cu părinții, le-au explicat, ba chiar mi-amintesc că mi-au dat și haine de mers la biserică atunci când nu mă lăseau părinții să merg la biserică. Am mers mai departe pentru că au fost buni cu mine și pentru că cred că făceau ceea ce învățaseră ei la biserică, să se sprijinească unul pe altul. Apoi a mai fost grupul de la liceu. Da, acolo e o atmosferă foarte frumoasă în liceile creștine. Am învățat mult de la ei, de la toți, de la cei care poate veneau din familii creștine, cum se purtau, cum vorbeau. Mi-a fost bine și am crescut datorită grupului. Ai devenit soție de pastor. Da. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să te întorci în timp și să punctezi o minune din viața ta unde nu ai nicio explicație rațională. Bine, sunt multe minuni și putem nuanța multe, dar am avut împreună la București o experiență tare inedită, așa ieșită din comun. Și dacă te întorci în timp la București, te-aș ruga să ne spui experiența din contextul în care lucrai într-un cadru, ca și cadru medical. Eu încă îi cer lui Dumnezeu în fiecare zi ca să văd minunea pe care o face cu mine. Cu fiecare dintre noi face Dumnezeu minuni. Doar că parcă uneori avem ochii închiși și nu le vedem. Și încă mă rog ca în fiecare zi să văd minunea pe care El o face cu mine. Atunci s-a întâmplat să fie una ieșită din comun, una pentru care să n-am nicio explicație nici măcar acum, decât bănuiesc că aceea ar fi explicația. Când am ajuns la București, contextul a fost că noi ne căsătorisem în vară. În toamnă, soțul meu era student și a trebuit să meargă la cursuri. Eu terminasem școala și mi-am căutat de lucru în București. Nu fusesem înainte de multe ori în București. Am luat-o din spital în spital și am găsit că urma să se dea un examen la spitalul, în cadrul spitalului Fundel, la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu. Am susținut acel examen, l-am luat, am intrat pe secția de terapie intensivă. Prima lună a fost o lună de acomodare și pe sfârșitul acelei luni mi-amintesc că mi-am aruncat ochii și am văzut că fiecare persoană trebuia să fie introdusă într-o echipă. În terapie intensivă se lucrează în echipe. De asemenea, am văzut că cel puțin de 2 ori pe lună, fiecare echipă avea tura așezată vineri seara și sâmbătă dimineața. Și atunci, în mintea mea de creștin adventist, a fost că nu voi putea să continui acolo în forma respectivă, pentru că pentru mine un principiu e un principiu. Ca de cerul rămâne principiul. Așadar, am zis că am să merg să spun treaba aceasta. Am spus și răspunsul a fost, nu s-a întâmplat vreodată așa ceva, nu vei putea să faci schimburi, este greu să stai 24 de ore în terapie. Răspunsul a fost nu se poate. Și atunci am spus, dacă nu se poate și nu se poate,
ne despărțim, îmi dau demisia și o să merg în altă parte, o să-mi caut în altă parte. Nu stăteam noi așa de bine cu banii, dar am zis că fac ceea ce știu eu și ceea ce simt eu și ceea ce cere Dumnezeu. După un timp, nu mai mi-amintesc exact când, deci am anunțat că eu nu voi merge la serviciu. Asta se întâmpla luni și deja marți te-ai prezentat cu demisia. M-am dus să duc demisia și... N-ai găsit-o. N-am găsit-o pe doamna căreia trebuia să-i o dau, dar în ziua următoare, când am mers să spun că eu nu voi merge, să nu mă ia în calcul, să nu încurce echipa, că eu nu voi fi acolo, doamna era grăbită și mi-a spus că s-a rezolvat. S-a rezolvat și că a înțeles. A înțeles că mama mea i-a explicat și că a înțeles. Și a plecat. Și am stat să mă dezmeticesc de ce mama o fi fost în București și nu o fi fost și pe la mine. N-a fost în București. Nu fusese niciodată în București mama. Din momentul acela, atâta vreme cât am rămas acolo... Toate turele mi-au fost așezate de către asistenta șef, în așa fel încât eu n-a trebuit să intervin cu nimic la fete, în celelalte echipe, oricum n-aș fi avut sorți de izbândă. Atunci când a fost construit... Deci, efectiv, minunile s-au ținut lanț. A spus, nu reziști aici, nu poți să lucrezi aici, te voi duce la bloc operator. M-a dus la bloc operator... Nu pentru că a vrut ea, ci pentru că una dintre fete s-a îmbolnăvit și a fost nevoie. M-a dus acolo să împlinesc o nevoie și când fata respectivă s-a însănătoșit și s-a întors după vreo 2 ani, în timpul acesta s-a construit un nou bloc operator. Să vedeți cum le așează Dumnezeu. S-a construit un bloc operator nou și mi-a zis, tu te duci acolo. Din toată lumea m-a spus, tu te duci acolo. Tu știi ce program vei avea? Nu. De 8 ore. Asta înseamnă că vineri la 3 vei termina, sâmbătă și duminica ai liber. Așa am plecat din București. Da, cred că ar trebui să știi ascultătorii noștri că te-ai dus cu demisia la acea asistentă șefă, o doamnă foarte aspră și, mă rog, un bun și profesionist corect în același și timp. Corect în același timp. Iar chestiunea asta cu venitul soacrei în București n-a existat niciodată. Mama mea a fost acasă, soacra mea era la Calafat și noi avem certitudinea că Dumnezeu lucrează prin mame. Mame de-astea, știți că sunt unele surogat. Poate fi un înger din cer care să meargă și să rezolve probleme. Știți de ce cred asta? Pentru că la sfârșit de an calendaristic, în Biserica Adventistă, în ultima zi a anului, ne întâlnim aici ca să trecem împreună în noul an. Și atunci există pentru fiecare om care este în biserică un semn de carte cu un text din Biblie, ca o încurajare pentru anul respectiv. În luna decembrie, la sfârșitul anului, pentru mine a fost textul Eu trimit un înger înaintea ta. Îmi amintesc perfect că am ieșit din biserică și am început să plâng. Pentru că nu știam cum va rezolva Dumnezeu situația, dar făgăduința m-a frapat, știam că Dumnezeu va rezolva cumva. Suntem la final, mai avem 40 și... Nu mai avem, suntem trecuți. Care este cea mai mare dorință a unei soții de pastor? În două vorbe. Eu nu știu care e cea mai mare dorință a unei soții de pastor. Eu știu care e cea mai mare dorință a mea. Eu îmi doresc să-L arăt pe Dumnezeu tuturor oamenilor cu care mă întâlnesc. Și adesea le spun copiilor, le spun tinerilor, Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu nu este o bancă, Dumnezeu nu e un fier, Dumnezeu este o persoană. Când vorbește, ascultă. Când vorbește, ascultă-L. Mulțumim pentru experiențele tale, pentru experiențele noastre de viață, pentru comunitățile pe care am reușit împreună să le creăm, să le întărim și să le dezvoltăm. Mult succes în ceea ce faci acum, mult succes și cu adolescenții din casa ta. Și mult succes în slujirea semenilor. Mulțumesc frumos!
veșnic cânt, auzi răsunând, Domnul nostru a înviat, din moarte s-a înălțat. Să ne ridicăm, glasul să înălțăm, să cântăm cu toți în cor, Hristos este Salvator. Și ca un val stabilit, și ca un tunet strigă la zboion, Aleluia, Aleluia. Bună seara! Dar ce se întâmplă cu dumneavoastră? Vă văd un pic diferiți în seara asta. Până acum erați mai luminoși, mai plini de viață. În seara asta sunteți cam triști,
cam întunecați la față. Că se termină, ăsta să fie motivul. Ochelarii. Ochelarii. Da. În cazul în care n-ați observat, de la domnul doctor Sora am împrumutat niște ochelari de soare. Și adevărat că uneori când port acești ochelari, lumea se schimbă. Adeseori îi vezi pe ceilalți din prisma lentilelor tale și te miri care e problema cu el. Se povestește că la intrarea într-un sat din deșert se afla un înțelept și alături de el un copil. La un moment dat, unul dintre călători ajunge și zice: omule bun, cum sunt oamenii din cetatea aceasta că aș vrea să mă mut, caut un loc în care să trăiesc, zi-mi cum sunt oamenii? Și înțeleptul răspunde: dar oamenii din localitatea de unde vii tu, cum sunt? E, la noi sunt oameni răi, egoiști și neprimitori. Ei bine, și în cetatea asta sunt la fel. Așa că omul nostru se suie pe cămilă și merge mai departe în căutarea unei alte cetăți. La scurt timp după, un alt călător vine și întreabă pe același bătrân: omule, cum sunt oamenii din cetatea aceasta? Ei, ia zi-mi, dar de unde vii tu, cum sunt oamenii? Eu vin dintr-o cetate unde oamenii sunt buni, primitori, darnici, sociabili. Ei bine, zise înțeleptul, și în cetatea asta sunt la fel. Copilul nedumerit se îndreaptă către înțelept și spune: dar n-ai fost corect. De ce la primul ai zis că sunt oameni răi și la al doilea că sunt oameni buni? De ce l-ai mințit pe primul? N-am mințit. Am zis adevărul și primului și celul de-al doilea. Pentru că noi întotdeauna vedem oamenii prin prisma a ceea ce suntem. Dacă din localitatea de unde a venit el a văzut doar oameni răi și egoiști, aici va găsi tot oameni răi și egoiști. Dar dacă cel de-al doilea a reușit să vadă oameni buni, primitori și darnici, același lucru va vedea și aici. Dă-mi voie să te întreb, atunci când privești oamenii, tu ce ochelari folosești? Ne dorim să dezvoltăm relații sănătoase. De data aceasta îmi voi pune ochelarii mei. Ne dorim să dezvoltăm relații sănătoase. Dar cum să facem lucrul acesta? Ca și pastor, adeseori, din păcate, am de-a face cu familii ce sunt în pragul divorțului. Și ca o ultimă scăpare apelează la pastor mai degrabă să-l anunțe că au hotărât să divorțeze decât să caute o soluție. Și vă spun că pentru cei mai mulți oameni nu am nicio soluție. Pentru a salva căsnicia ar fi nevoie să facă eforturi, ar fi nevoie să schimbe tipare de comportament și cei mai mulți au ajuns în același stadiu în care nu mai vor să schimbe nimic. Pur și simplu, ei consideră că soluția este să scape din povara căsniciei. Din fericire, în Biserica Adventistă există ceea ce noi numim consiliere premaritală. Și chiar dacă ești tânăr și nu faci parte din Biserica Adventistă, te încurajez să faci consiliere premaritală. Pentru că înainte de a porni la drum, e bine să te echipezi cu anumite principii de viață.
Și totuși, din păcate pentru unii, a învățat să dezvolți relații sănătoase prea târziu, chiar înainte de a te căsători. De ce? Pentru că tu deja ai ales. Și dacă n-ai știut să faci o alegere potrivită, poți să faci tu consiliere premaritală cu cel mai bun consilier premarital și s-ar putea să suferi enorm. Așa că eu unul consider că ar trebui să ne învățăm copiii noștri să dezvolte relații sănătoase. Dar cum faci lucrul acesta? Pentru că adeseori avem de-a face cu relații toxice. Cu siguranță ați auzit de acest termen, relație toxică. În Biblie se vorbește despre Samson. Ați auzit de Samson? Acel tânăr care de la nașterea sa a fost pus deoparte. Dar Samson era un pic imatur. Și atunci când a devenit mare, trăia după principiul ia-o că-mi place. Și la un moment dat îl vedem pe Samson intrând într-o relație toxică. După aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: în duble că-l și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. În primul rând, atunci când ești într-o relație toxică, știi că partenerul tău, și acum nu vorbesc doar de partenerul de viață, ci partenerul tău, colegul de muncă, partenerul tău, poate un vecin, poate un prieten foarte bun, atunci când nu-ți sprijină visul. Dalila, chiar nu pot să o înțeleg. Rămânând într-o relație cu Samson, ar fi putut să câștige mult mai mulți bani decât îi dădeau conducătorii. Samson putea să omoare mii de filisteni, să le ia toate averile și să le dea Dalilei. Problema este, Dalila avea un alt vis. Nu împărtășea visul lui Samson. Și atunci când partenerul tău nu împărtășește același vis, e greu, foarte greu. Așa că, într-o zi, Dalila se așează și zice: Sami, Sămică, ia vino tu în poalele mele. Ia pune-ți tu capul aici și spune-mi tu mie, eu te iubesc foarte, foarte mult. Și spune-mi, de unde-ți vine puterea cea mare? Și Samson spune, dacă aș fi legat cu 7 funii noi care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. A spus adevărul? Nu. Simțea Samson ceva. Ha, te iubesc, dar te cunosc. N-am eu încredere în tine încă. Așa că Samson adoarme, Dalila leagă cu cele 7 funii noi și dintr-o dată strigă: filistenii sunt pe tine! Dar Samson se ridică, smulge, rupe toate funile și ce urmează? Să știi că ești într-o relație toxică atunci când simți nevoia să ascunzi lucruri. Poate că vorbești cu un părinte la telefon și când intră partenerul tău, ascunzi repede telefonul. N-aș vrea să știe. N-aș vrea. Sau mai sunt părinți care poate mai dau un ban copilului pe ascuns sau... Există în viața ta lucruri pe care le ascunzi? Analizează și întreabă de ce. S-ar putea să fii într-o relație toxică. Ah, parcă o văd pe Dalila după ce a fost mințită odată. Sami!
ți-ai bătut joc de mine. Sunt tare dezamăgită. Mi-ai zis numai minciuni. Acum te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat. El a zis, dacă aș fi legat cu funii noi care să nu fi fost întrebuințate niciodată, a slăbi și aș fi ca orice alt om. Eu cred că Dalila era tare nervoasă când a văzut că a fost mințit odată. Ați văzut vreo femeie nervoasă? Bărbații râd. N-au curajul să spună da, doar râd. Nici eu n-am curajul să spun da. Dar vă spun că o femeie nervoasă nici nu trebuie să vorbească. Că știi că e nervoasă. Dar mai sunt și femei care vorbesc când sunt supărate. Și îmi dau seama ce ceartă a fost acolo. Când există într-o relație prea multă ceartă. Prea multă. Nu zic că n-ar trebui să existe. Cred că există o ceartă sănătoasă, dar când cea mai mare parte timpului al nostru nu facem altceva decât să ne certăm, s-ar putea să fie un semn că ești într-o relație toxică. Dalila a zis lui Samson, vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum arată-mi cu ce trebuie să fiu legat. El a zis, dacă aș fi legat cu funii noi care să nu fi fost întrebuințate niciodată, a slăbi și aș fi ca oricare om. Dalila a zis lui Samson apoi, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni, spune-mi cu ce trebuie să fii legat. El a zis, n-ai decât să împletești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesături. A zis adevărul acum? Nici măcar acum n-a spus adevărul. Dar începuse să se simtă vinovat. Ți-ai bătut joc de mine. Așa este, am zis numai minciuni, mi-am bătut joc, încep să mă simt vinovat. Și uneori un partener care este abuziv te face să te simți vinovat. Ți-am dat o palmă, dar o meritai. Din păcate, cel care primește palma nu râde. Și să știți că nu există nici o scuză pentru a slăvi partenerul. I-am spus soției mele în felul următor. Dacă vreodată în viața asta îți voi da o palmă, te rog eu ca a doua zi să-ți faci bagajele să pleci, că nu te merit. Dar să știi că și tu, dacă o să-mi dai vreo palmă, se va întâmpla același lucru. Cel abuzat te face să te simți vinovat. Judecător 16 cu 15 la 16. I-a zis, cum pot spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Când ești într-o relație abuzivă, ești nefericit. Dacă ai fi prietenul lui Samson și ai vedea că este neliniștit de moarte și ar veni la tine să spune, ești prietenul meu cel mai bun, vreau să spun, am o problemă cu iubita mea, Dalila. Și ți-ar spune toate problemele prin care trece. Ce l-ai sfătui să facă? Ce l-ai sfătui să facă? Să-i dea o palmă. Să spună adevărul. A fost nefericit și a spus adevărul. Și adevărul, pentru că a ales nechipzuit, l-a doborât.
într-un final, relațiile abuzive te doboară. Și atunci, care este soluția? Să trăiești singur? Imaginați-vă pe Dumnezeu care creează universul și creează lumina, creează ziua și noaptea, creează soarele, luna, stelele, creează pământul, creează copacii, creează păsările, peștii, se uită la toate lucrurile și zice: wow, super, toate sunt excelente. Și apoi creează pe Adam, se uită la Adam și zice: nu e bine. Nu-i bine. Nu e bine ca omul să fie singur. Dumnezeu a vrut să facă omului un ajutor potrivit. Dumnezeu ne-a creat ființe sociabile. Și Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să nu trecem prin viață singuri. Avem nevoie de un ajutor potrivit. Și dacă vrei să construiești relații sănătoase, sunt foarte multe sfaturi pe care ai putea să le iei. Poate cele mai importante sunt următoarele. Ar trebui să conștientizezi să existe reciprocitate și să existe controlul emoțiilor. În cele mai multe cupluri, poate să existe următorul moment. Vine ziua de naștere a soției și soțul întreabă: draga mea, ce-ți dorești de ziua ta? Și soția răspunde: dragul meu, nu-mi doresc nimic. Așa că soțul nu cumpără nimic. Și ceea ce urmează este o ceartă de toată frumusețea. De ce? Pentru că în acest caz, dar poate să fie și soțul, în acest caz, soția presupune că dacă iubești, poți să citești gândurile. Să știți că dragostea face multe pentru tine, dar nu-ți dă capacitatea de a deveni medium. Nimeni care iubește nu poate să citească gândurile celuilalt, oricât de mult ai iubi. Așa că există aceste trei lucruri pe care ai putea să le faci și care ar rezolva problema. În primul rând, când soțul întreabă ce-ți dorești, în cele mai multe cazuri, partenerul știe foarte bine ce-și dorește. Dar apar emoțiile. Mi-e rușine să spun ce-mi doresc. Știu că avem probleme cu banii, n-ar costa mult lucru respectiv, dar mi-e rușine, las mai bine să-mi cumpere ce dorește el. Și apar aceste emoții, sunt o grămadă de emoții care pot apărea și să te blocheze. Să spui: nu vreau nimic. Când ai putea foarte bine să spui ce-ți dorești. Să conștientizezi emoțiile respective, să conștientizezi ceea ce se întâmplă cu tine și să fii sigură că în relația ta există reciprocitate. Cu alte cuvinte, eu îți ofer ceva acum ție și știu că atunci când eu voi avea nevoie, îmi vei oferi și tu. O soluție ar putea să fie în felul următor: dragul meu, mulțumesc că mă întreb ce-mi doresc de ziua mea de naștere. Știu că punem bani deoparte pentru excursia la Viena. Dar știi, am găsit parfumul respectiv sau ceasul respectiv sau puneți dumneavoastră ce cadou doriți. Nu costă foarte mult. Mi l-aș dori de ziua mea de naștere. Și soțul care știe să ofere, îi face o bucurie enormă să ofere. Dezvoltă aceste lucruri, învață să-ți controlezi emoțiile, să comunici, să conștientizezi prin ceea ce treci și învață să oferi ceea ce ți se oferă. Domnul a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Foarte interesant că acest verset apare înainte ca Dumnezeu să o creeze pe Eva.
Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu ți le dă înainte de a-ți da un partener. Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu ți le dă înainte de a te pune să intri într-o relație. Și anume, El îți dă un scop. Dacă încă nu știi ce așteaptă Dumnezeu de la viața ta, nu intra într-o relație. Rezolvă întâi lucrul acesta, rezolvă relația ta cu Dumnezeu și spune, Doamne, ce aștepți de la mine? Și în momentul în care vei ști ce vrea Dumnezeu de la tine, caută un partener care să te ajute să realizezi lucrurile respectiv. Nimic nu întărește mai mult o relație decât atunci când soțul și soția au scopuri comune. Decât atunci când familia întreagă are scopuri comune. Caută prieteni care să te încurajeze și să realizezi scopul, pentru că înainte de a intra într-o relație, trebuie să știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Și dacă vrei să alegi înțelept, Dumnezeu îți va scoate în cale oameni care te vor ajuta să realizezi lucrul respectiv. Dacă nu știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine, dacă nu știi încotro este direcția vieții tale, atunci îți vei alege parteneri total nepotriviți. Un principiu de management spune în felul următor. Orice antreprenor ar trebui să stabilească obiective clare pe an pentru compania sa. Apoi acele obiective pentru un an ar trebui să le împartă în obiective trimestriale. Să le discute cu oamenii din companie și în fiecare săptămână să aibă loc o întâlnire pentru a vedea care a fost progresul, dar în fiecare zi, măcar 5 minute sau 15 minute, nu mai mult de 15 minute, te întâlnești cu toți oamenii și zici, azi la ce lucrezi? Care este scopul pentru astăzi? Sunt principii care fac o companie să meargă, dar nu doar o companie, fac și o familie. Cei mai mulți astăzi nu vorbesc cu partenerul decât ce ai mai făcut? Bine. Ce faci mâine? Păi trebuie să tu copii la școală, trebuie să fac asta, tu ce faci? Păi și eu la fel. Ok. Și în rest stăm și ne uităm amândoi poate la televizor sau navigăm amândoi pe internet. Nu mai există comunicare. Imaginează-ți de ce n-ai avea obiective pentru un an de zile ale familiei tale. Știu familii care se întâlnesc la 3 luni și spun ce obiective majore realizăm în acest trimestru. Și apoi în fiecare zi discută împreună unde sunt pentru a-și atinge obiectivele. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Și atunci când lucrezi și păzești, există transformare. Cred că secretul unei relații de durată este dezvoltarea, transformarea. Cel mai frumos cadou pe care îl pot face soției mele este dezvoltarea mea. Aproape 80-90% dintre oameni intră într-o relație imaturi. Este și cazul meu. M-am căsătorit la 23 de ani și aș putea să spun că nu eram foarte matur. Mi-au trebuit, știți cum se zice, primii 10 ani sunt mai grei. Mi-au trebuit aproape mai bine de 10 ani să mă maturizez, să ne maturizăm. Drama de astăzi este că foarte mulți oameni aleg să rămână la vârsta de 13-15 ani, deși ei au 25-35 de ani. Imaturi într-o relație. Cel mai frumos cadou pe care îl poți face partenerul tău este să te dezvolți tu. Și atunci când te dezvolți, vei fi o sursă de inspirație pentru el. Îi vei oferi mult mai multe decât puteai să-i oferi la începutul relației și relația ta va fi întotdeauna plină de entuziasm. Investește timp. L-am văzut pe domnul Joana care spune în felul următor, dacă putem să avem sunet la computer.
A doua chestiune este quality time cu cei dragi. Cu copiii, cu familia, cu prietenii. Și nu faceți cum am făcut eu greșeala când am fost mult mai tânăr și alergam și eram tânăr ambasador în America și tânăr diplomat și după aia tânăr politician. De foarte multe ori regret acum când am avut mai mult timp cu copiii mei. Era important ceea ce făceam, era foarte important. Ridic steagul României la NATO, nu-i mic lucru. Să încheie negocierile de aderare la UE cu stiloul meu, nu-i puțin lucru. Dacă aș schimba ceva din spate, aș fi vrut să fiu la mai multe meciuri de fotbal cu băiatul meu, la mai multe lecții de balet cu fetița mea. Ei nu-mi reproșează, dar eu îmi reproșez. Wow! Am întâlnit atât de mulți oameni care spun aș fi dorit să petrec mai mult timp cu familia. Am rămas impresionat și vreau să mulțumesc domnului Nicu pentru invitația la prânz și mulțumesc că ați venit în seara asta aici. Am rămas cu adevărat impresionat de un lucru și anume, când m-am dus la ora 11:30, spune, poftim la masă. Și am dus la masă și spune, noi în fiecare zi, îmi dați voie să împărtășesc un pic din casa dumneavoastră, zice, noi în fiecare zi mâncăm împreună. Cu toți cei din familie care sunt aici, cu toată echipa, la ora 11:30, mâncăm împreună și discutăm, petrecem timp. E un lucru extraordinar, dragul meu. Dacă nu poți la prânz, măcar în fiecare seară, strânge-i pe toți în jurul mesei, aruncă telefoanele și stați de vorbă. Ea este familia mea. Vă spun că mi-e tare dor de ei. Joia trecută am venit aici, până acum ne-am văzut doar prin telefon. Dar abia aștept să ajung acasă. Și sunt îngrijorat de un lucru și anume, am văzut de curând un coleg pastor, nu este adventist, dar este un pastor pe care îl apreciez, a cărui fiu a fost acuzat că a umblat cu droguri și a fost arestat. Și am văzut mesajul, prima predică pe care pastorul a spus-o după ce fiul său a fost arestat. Spunea ceva de genul următor. Am fost ocupat făcând lucrarea Domnului și mi-ar fi plăcut să stau mai mult cu familia. Dragul meu, nu regreta. Trăiește, investește. Dacă vrei relații autentice, investește și stai la masă cu familia. Familia Sora, dacă am înțeles bine, în fiecare vineri seară mănâncă împreună. Cu băieții, cu toți cei care sunt aproape, mâncăm împreună. E un lucru extraordinar. Orice ocazie pe care o ai de a fi împreună. Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Vreau să închei această călătorie prezentându-vă ceea ce înseamnă pentru mine familie. Poate ne-ați auzit uneori vorbind domnul Ciprian. Și adevărat că atunci când avem oaspeți, n-ar vrea să pară ciudat când zicem domnul Ciprian. Dar de cele mai multe ori îi spun frate Ciprian. Mi-aduc aminte că un membru al bisericii mele a fost internat. Și ca să ajungi acolo trebuia să treci de asistenta și mereu întreba cine ești? Și mergea acolo și zicea, sunt fratele lui. Și am mers 1, 2, 3, 4, vreo 50. Și asistenta la un moment dat, doamne, dar câți frați ai? Vreo 300 și ceva. Toți cei care au același scop, care vor să facă voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Așa că pentru cei care sunt vizitatori în seara aceasta, dacă intri într-o biserică adventistă, s-ar putea să te surprindă faptul că toți sunt pace frate, pace soră. Pentru că facem
voia lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. A apărut un documentar pe Netflix, de fapt este un studiu făcut de National Geographic, se numește Zonele Albastre. Și au descoperit în lume 5 zone unde oamenii trăiesc peste 100 de ani. Și densitatea acestor zone a fost numită Zonele Albastre. În toată lumea, dar există o zonă care mi-e foarte dragă mie, se numește Loma Linda. Și specificul acestei zone, care este una dintre cele 5 zone unde oamenii trăiesc cel mai mult de pe pământ, este că în acea localitate cei mai mulți locuitori sunt adventiști de ziua șaptea. Sunt oameni care respectă principiile lui Dumnezeu. Și oamenii și-au pus întrebări de ce doar în aceste zone 5 din lumea întreagă există această speranță atât de mare. Și primul secret, atenție, m-a surprins, nu este alimentația, deși mâncau sănătos, ci primul secret este comunitatea. Toate cele 5 zone, Blue Zone se numește, trăiesc într-o comunitate și au relații strânse cu semenii lor. Aceasta este puterea unei comunități. Păsările cum zboară, de-aia zboară în V, pentru că economisesc până la 40% din energie. Ați văzut pinguinii care stau la friguri, când e frig ce fac? Se strâng unul lângă altul. Singur ajungi mai repede împreună, mergi mai departe. Puterea unei echipe. Atunci când a fost COVID, mulți oameni au intrat într-o stare de depresie pentru că erau singuri. Membrii bisericii adventiste din lumea întreagă s-au întâlnit pe Zoom aproape în fiecare seară, în fiecare sabat. Stăteau de vorbă, se încurajau. Ce ai nevoie? Te pot ajuta cu ceva? Mă rog pentru tine, te susțin. WhatsApp-urile ardeau. Nu ești singur. Și poate zici, dar eu nu am nevoie de nimic. Ei bine, zâmbetul tău oferă puterea de a merge mai departe. Dacă n-ai nevoie de nimic, vino la biserică să încurajezi pe alții. Vino într-o comunitate să încurajezi și când vei avea nevoie, vei primi la rândul tău un zâmbet. Nici nu știu dacă să-i spun doctor Sora sau Roli, pentru că e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și eu l-am cunoscut pe Roli, așa că o să-i spun domnului doctor Roli în seara aceasta, sper să nu se supere pe mine. Dar l-am cunoscut în tabere și aseară povesteam despre pățanele din tabere. În tabere aveam un joc, se numea saltul încrederii. Am vrut să vă demonstrez în seara aceasta, dar mi-e prea frică să nu vă șochez prea tare, așa că vă folosesc doar imaginația. Saltul încrederii e în felul următor. Pui o persoană la o înălțime serioasă, el stă drept și apoi tu îi spui, aruncă-te pe spate. Secretul este că undeva aici sunt 6, 8, 10 oameni care stau cu brațele întinse și îl prind pe cel care se aruncă. Eu în fiecare tabără fac exercițiul acesta, schimbă vieți. Și vei vedea când sunt oameni care n-au încredere. Și le este atât de frică să se arunce, dacă mă vor scăpa. Poate că te afli și tu în această situație în care să n-ai încredere și ți-e frică să te arunci. Dar poate că faci precum cel din video următor. O familie s-a gândit să se bucure și ei de acest exercițiu. Fall,
And we're just, it'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. Închide ochii. All right, and then everybody fill in. Toată lumea a intrat. And we're going to ask you to fall, and then te rugăm they will să catch you. Te arunci și noi so te vom prinde. Trust us. I'm trebuie să ai încredere în noi. Relax, relaxează-te okay? Și cazi. One, two, three. No, wait, no, no! În loc să aleagă calea unde era familia, s-a gândit că e mult mai simplu să se arunce în față. Dragii mei, biserica este precum o pădure. Știți că această pădure este cea mai înaltă pădure din lume. Arborii de aici au peste 2000 de ani vechime și peste 100 de metri înălțime. Ești un pitic pe lângă arborii aceștia. Și te aștepta ca arborii să aibă rădăcini adânci în pământ. Nu. Specificul acestor arbori cei mai înalți din lume este că rădăcinile lor sunt intercalate. Și de fapt ei comunică unii cu alții prin rădăcinile lor și dacă un arbore are nevoie de apă sau de nutrienți, un alt copac care are un supliment îi dă celui care n-are. Aceasta este simbolul unei familii. Acesta este simbolul unei comunități de încredere. Dă-mi voie să te întreb, tu ți-ai găsit o astfel de comunitate? Am un invitat, o invitată specială în seara aceasta. Și o invit pe Valentina să vină alături de mine. Este o surpriză pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. Valentina a emoții. Mă simt ca o vedetă. În seara aceasta ești vedeta noastră. Mulțumesc. Vrem să te cunoaștem mai bine. Ce ne poți spune despre tine? Ce vrei să știi? Ține microfonul aproape. Păi, sunetel cu Valentina. Am probleme de sănătate din naștere. M-am născut cu boala voastră de sticlă. Maladie Lopstein, se spune. Ce pot să spun? Cred că majoritatea știu. Sunt oase care se rup și nu se mai prind. Și din cauza asta nu am crescut. Mi-a depistat-o medicul la un an când am căzut. Nu am crescut din cauza asta. Am foarte multe operații, foarte multe anestezii generale. Ce pot să vă mai spun? Mi-ai zis că ai dureri constante. Da, sunt din ce în ce mai grave. Încerc să nu abuzez de calmante, încerc să le duc cât pot de mult. Mi-am deplasat și șolduri, m-am născut și cu deplasare de șolduri. Piciorul stâng drept, care este de fapt cel operat, a rămas scurt din cauza operațiilor. Am tijă pe os, am fermurul rupt și de atunci nu s-a mai prins. Am făcut 8 clase, am mers cu căruță și cu sania la școală. Spune-mi, ai intrat în Biserica Adventistă acum câteva luni. Cum arăta viața ta înainte de a intra, de a cunoaște Biserica Adventistă? Cum se desfășura? Păi pot să vă spun că eu dinainte de 16 ani îl cunosc pe Dumnezeu. Uh-huh. Dar pot să zic că am luat decizia să vin în Biserica Adventistă, cred că am 6 luni deja. Okay. Și am cunoscut un alt Dumnezeu, care, adică,
față de cel care știam eu că îl cunosc în ghinimele. Și da, îmi place foarte mult. Spune-mi, ce ai descoperit aici, în afară de Dumnezeu? Ce s-a schimbat în viața ta? Simți că faci parte dintr-o familie? Nu știu ce să vă zic, eu deocamdată de-abia cunosc, nu cunosc majoritatea oamenilor aici, dar îmi place. Aici văd că toată lumea vine să vorbească cu mine, sunt uimiți că mă văd, până la urmă sunt un miracol că numai Dumnezeu m-a ținut în viață și văd că cunosc din ce în ce mai mulți oameni, ne-am făcut deja noi prieteni, suntem așa o gașcă, să zicem, și pot să zic aici că am crescut într-o familie în care nu pot să zic că am fost iubită, să mă simt chiar iubită, iubită sau... dar în schimb eu am putut să iubesc oamenii și să le arăt dragoste față eu ce n-am primit în familia mea. Și aici am întâlnit oameni, chiar oameni buni, care chiar mă privesc ca și un om sănătos și mă ajută, mă lasă să iau propriile decizii, sunt acolo. Mulțumesc. Când am nevoie de ajutor sau chiar și la un telefon și au, să pot să ies sau să îmi cumpăr ceva. Aș vrea să spun un lucru. Valentina nu este adventistă, nu este botezată încă, deși m-am bucurat foarte mult că aseară a fost printre cei care au luat decizia să se boteze. Dar vreau să spun un lucru, că, și să vă spun și vouă, că aici este un loc unde ești acasă. Avem în sală ortodoxi, evanghelici, baptiști, penticostali. Nu contează religia ta și nu este nicio presiune să devii adventist. Poți să rămâi cu religia ta, dar dacă cauți o familie, aici este o familie. Și poate nu știm întotdeauna să ne arătăm dragostea. Poate nu știm întotdeauna să ne arătăm grija și simpatia. Dar, Valentina, vreau să spun un lucru, că ești acasă. Bine ai venit acasă. Mulțumesc. Și sper cu adevărat ca exemplul tău să fie o sursă de inspirație pentru toți. Știu că Valentina își dorește foarte mult să fie o sursă de inspirație pentru oameni și eu știu că Dumnezeu va face lucrul acesta pentru tine, în ciuda durerilor insuportabile pe care le ai, în ciuda vieții grele pe care ai avut-o. Dumnezeu face miracole pentru tine. Mulțumesc pentru vulnerabilitate. Și prețuim sănătatea, că este foarte importantă și mai ales picioarele sănătoase. Este foarte greu să depinzi de cineva să te scoată afară și să apelezi la anumite lucruri, dar se poate. Eu vă spun că stau singură în chirie de ani de zile, pot să-mi gătesc, pot să-mi fac tabieturile mele și numai Dumnezeu mi-a dat puterea asta. Am trecut singură prin COVID, foarte multe operații în care mulți medici chiar sunt ei șocați că am putut să rezist și încă am inima sănătoasă și vreau să-ți mulțumesc pentru programul acela de transformare, că am reușit să mă las de cafea și să încerc să fac tot ce pot eu mai bine pentru Dumnezeu, că pentru asta sunt pus aici. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc. Mulțumesc. Dragul meu prieten, dacă încă n-ai găsit o familie spirituală, aici e familia ta. Și i-aș ruga, v-aș invita pe toți cei care doresc. La ieșire avem niște bilețele de hârtie și invit pe prietenul meu, fratele Ciprian, să vină acum aici pe scenă ca să-l cunoașteți încă o dată. Ciprian și cu mine vom sta la ieșire, așa că toți cei care sunt oaspeți, nu obligăm pe absolut nimeni. Dar luați o foaie de hârtie, scrieți numele dumneavoastră, un număr de telefon și oferiți acel număr de telefon lui Ciprian. Pentru că Biblia spune, și voi adapta, uneori manul pune sămânța, Ciprian este cel care se bucură de roade, dar Dumnezeu este cel care face să crească.
Să știți că, deși îl cunosc pentru prima oară, nu l-am mai cunoscut până acum, dar mă simt conectat cu el asemenea arborilor de secoia. Aceasta este puterea unei familii. Să te simți acasă oriunde. În orice biserică adventistă mă simt ca acasă. Mi-am descoperit, mi-am regăsit frați și surori. Nu lăsați ca această săptămână să se termine aici. Vrem să rămânem în contact. Scrieți numele de telefon sau dacă nu, spuneți, vreau să-ți dau direct, l-aveți deja aici, dacă nu, trimiteți un mesaj fratului Ciprian și spuneți, eu mă numesc și vreau să rămân în contact. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Privind la Fiul Tău, pe cruce locul meu atârnând, văd inima-s de Tată, stropită în durerea tărăbdând. Ai fi putut să clati din cerul, să-ți izbăvești Fiul iubit, să risipești între
privind la Fiul tău, pe cruce locul meu atârnând. Sus cu tine toți vom fi.
Adventiștii de ziua șaptea din Pitești sunt, prin urmare, o comunitate locală care încearcă să trăiască la cel mai înalt nivel potrivit standardelor pe care Scriptura le promovează. Încercăm să ne dezvoltăm personal, să creștem și încercăm să facem bine oamenilor. Am zis să nu intervin că Manu voia să-și încheie speech-ul, însă trebuie să știți că Valentina Nedelcu a găsit în biserică un tânăr care o ajută să urce treptele alea pe care domnițele abia... Gabi, ai vrea să te ridici? Îl vedeți cât este de mare? Se apleacă și o ajută să coboare din mașină, să urce. Încercăm să slujim la nivel personal și sunt multe astfel de exemple. Însă aș vrea să vă ofer și o altă perspectivă. Există o organizație studențească în mijlocul nostru, v-am povestit și aseară despre ea. Este o filială locală a unei federații, Amicus Pitești. Ei au un proiect pe care îl propun societății piteștene, nu mâine, ci duminica viitoare, ora 11, în parcul Lunca Argeșului. Se numește proiectul Alerg pentru Mama, este de fapt un cross caritabil. Aș vrea să vedem împreună un clip, vi l-am promis aseară, nu l-am avut. Alături de alți oameni de bine, studenții noștri vor să strângă o sumă impresionantă anul acesta. Suntem la a treia ediție. Banii vor merge la Casa Adra, un loc în București unde pot merge în regim de urgență mame abuzate. Fie singure, fie alături de copiii lor, sunt ținute acolo gratis câteva luni până își refac cumva viața ca să prindă încrederea de care au nevoie să trăiască viața la cele mai înalte cote, nu într-un mediu abuziv. Avem de asemenea pe strada Dumbravei, la numărul 3, o librărie, este cea mai tare librărie creștină din oraș. Se numește Sola Scriptura, este o doamnă acolo super faină, care întotdeauna este interesată de binele oamenilor. Încercăm să încurajăm cititul de calitate într-o lume care e dependentă de telefoane. Vrem să arătăm că la început, dar și la sfârșit, a fost și va rămâne cuvântul. Am un clip pregătit. Bine ați venit la librăria Sola Scriptura Pitești. Librăria noastră este pregătită să vă ofere o gamă variată de produse, obiecte de decor care pot fi oferite cadou, cărți, jocuri și rechizite pentru copii și alimente naturiste. Cărțile noastre acoperă o diversitate de domenii de interes, cărți educative pentru copii și tineret, cărți de familie, de sănătate și spirituale. În categoria cărților spirituale puteți găsi dicționare biblice, enciclopedii, atlase, cărți istorice, diferite modele și traduceri ale Bibliei. Vă punem la dispoziție gratuit cursuri de nutriție, sănătate, familie și spirituale.
prin corespondență sau online. Detalii în librărie sau pe site-ul solascriptura.ro. O parte din cărțile care se găsesc la vânzare pot fi împrumutate de la biblioteca noastră. Pentru clienții noștri, organizăm cluburi de sănătate în cadrul cărora promovăm un stil de viață sănătos. Vă așteptăm cu drag în Pitești, pe strada Dumbravei numărul 3, de luni până joi, de la 9 la 17 și vineri până la ora 12. Deși nimic nou în oraș, de mai bine de 15 ani, am dezvoltat un proiect educațional. E o grădiniță, nu-i mare, dar e cea mai faină din oraș. Și dacă nu mă credeți, grădinița asta se va dezvolta foarte curând într-o școală primară cu grădiniță, cu program prelungit. Avem un proiect de peste 1 milion de euro, este în desfășurare și am un clip și pentru asta. În luna aprilie propunem unul dintre cele mai mari proiecte de sănătate de care Pitești a avut vreodată parte. În parteneriat cu primăria locală la Pitești Arena, timp de 3 zile, Biserica Adventistă de ziua 7 alături de voluntari, medici, asistenți și tot ce înseamnă staff medical vor oferi gratuit analize medicale pentru piteșteni, pentru oameni care poate nu și-au putut permite analize sau să meargă la un control medical în ultimii 10-15 ani. Suntem pe frecvență radio 90 FM și la postul de televiziune Speranța TV și de câțiva ani, o dată sau de 2 ori pe săptămână, ducem o masă caldă oamenilor străzii care se refugiază noaptea într-un centru de permanență. Voluntarii noștri merg la penitenciar o dată pe săptămână. Așa l-am descoperit dimineață, cei care ați fost, pe Ionuț, un hoț profesionist care l-a întâlnit pe Dumnezeu și a ajuns să se roage să nu mă scoți vreodată de aici dacă nu m-am vindecat. Dimineață s-a botezat în cadrul bisericii noastre.
Dragii mei, programul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Pitești este următorul. În fiecare vineri seara ne întâlnim la ora 18. Sâmbăta dimineața începând cu ora 10, iar după amiază la ora 17. Pentru cei interesați de un studiu biblic, pur și simplu să observe o perspectivă mai amplă despre Dumnezeu, despre Scriptură, despre adevăruri, despre cunoaștere, despre lume, la ora 15:30 avem un astfel de moment în această cameră. Dacă sunteți în căutare de mai mult, dacă vreți să faceți bine cuiva și nu știți cum, alăturați-vă echipelor noastre. Sunt oameni care lucrează foarte fain pentru semeni. Am învățat într-una din seri că putem fi binecuvântare. Chiar putem fi o binecuvântare pentru orașul acesta. Dragii mei, suntem la final. M-am născut pe unul din malurile Oltului. Și e la noi o vorbă care zice cam așa. Fuse, exact așa. Și se duse. Nu e așa că cei frumos se duce repede. Dar cred că am trăit la intensitate maximă zilele astea, fie că am fost mai mulți sau am fost mai puțini. Suntem în momentul în care să adresăm mulțumiri. M-aș îndrepta în primul rând către cei care ne-au urmărit online. Poate au fost împiedicați să fie cu noi, dar ne bucurăm că ați fost cu noi, poate în direct, poate în reluare. Dacă v-a plăcut programul acesta, dați un like, share-uiți-l și poate în felul acesta putem face bine la mai mulți oameni. Mulțumim în ocazia aceasta la tot ce înseamnă Enjoy Group. Mulțumim, Andrei, mulțumim dragilor că sunteți coriști sau instrumentiști, faceți o treabă grozavă. Să vă țină Domnul obiceiul și de a cânta și de a mai veni pe la noi. Manu, lasă-mă să-ți zic, Manu, că dacă te iau iar cu domnule pastor, simt că ne distanțăm în loc să ne apropiem. Hai aici cu mine, te rog. Eu mi-am scris ca nu cumva să uit ceva, am și eu emoții tot ca dumneavoastră. Manu, am pentru tine două cadouri. Am încercat să punem în aceste două lucruri, chiar dacă nu sunt mari, toată prețuirea și dragostea pe care ți-o purtăm, pentru că ai acceptat să pui în plan secund familia zilele astea, jobul tău din Franța și să fii aici cu noi. Am să încep prin a-ți întinde mâna și o îmbrățișare frumoasă. Așa v-am îmbrățișat pe toți, vă simbolic. Și am aici un cadou din partea bisericii. Ne-am bucurat tare mult să-ți fie de folos. Aș vrea să-l deschizi, dacă nu sunt prea indiscret, și să ne spui... Să-ți aduci aminte când vei semna aderarea, cine știe, României la spațiul Schengen sau cine știe pe unde. Să dea Domnul să semnezi cât mai multe certificate de botez a oamenilor care sunt cu adevărat transformați. Acum, asta e de la mine. Asta e de la mine. Noi nu ne-am cunoscut, sau cel puțin nu ne aducem aminte să ne fi cunoscut vreodată, numai că am aici niște mărturii care spun altceva. Am să te rog să le deschizi și am să-i rog pe băieții de la tehnic să mă ajute să vedeți dumneavoastră. Este o fotografie aici care zice așa, că acolo undeva în centru, cu o pălărie, este pastorul Ban Viorel. Este tatăl lui Manu, pe vremea când păstorea, slujea o biserică unde existau la data aia doar părinții mei. Eu eram în proiect, eram proiectat, să știți, sunt acolo într-o burtică. Am stat să mă uit să văd dacă tu ești pe undeva.
Cu siguranță poza asta nu o ai în colecția ta de fotografii acasă și am zis că s-ar putea să-ți facă bine. Iar următoarea fotografie, pe subsemnatul îl vedeți în partea dumneavoastră dreaptă, acolo în spate, mic și foarte blond. Au încercat să... Prima fotografie este făcută undeva într-o vizită pe care pastorul Ban Viorel o făcea adesea cu enoriașii prin țară, undeva în nordul țării, Moldova. Iar aici, în cea de-a doua fotografie, acolo undeva în dreapta sunt eu și după spusele tatălui meu, e posibil să fi împlinit câțiva anișori acolo și am chemat verișorii. Toți de acolo sunt verișorii mei. Numai că aici, undeva în față, este un băiețel cu ceva mai mult păr decât la momentul actual. Este copilul de altă dată, Emanuel Ban. Sigur, tatăl lui păstorea biserica de acolo și mai mult ca sigur pe filiera aceasta a ajuns la mine acasă. Așadar, fotografiile zic că ne cunoaștem probabil de prin 1985-6-7. Cred că era 86 aici. Da. Sper să se adauge unei colecții frumoase de fotografii. Manu, încă o dată îți mulțumesc și apreciem toată lucrarea ta făcută aici la Pitești și sperăm să fie una transformatoare pentru societatea actuală. Vreau să vă mulțumesc tuturor, m-am simțit extraordinar eu de aici, mă întrebau azi dimineață tinerii cum se vede de acolo, eu m-am simțit extraordinar, ca într-o familie, m-ați primit cu inimile deschise, v-am oferit inima mea și să dea bunul Dumnezeu să ne reîntâlnim, dacă nu cu o bună parte din tinerii biserici, o să-i văd peste câteva săptămâni la Paris, pentru că vor veni la Paris. Așa că dacă vreodată veți trece prin Paris, vă dau numărul meu de telefon, sunați-mă și voi fi o gazdă bună. Domnul cu dumneavoastră. Mulțumim, să nu pleci. Am încercat eu ceva, nu mi-a ieșit, dar vreau să facem împreună ceva. Știu că Adelina se uită la noi. Și nu doar Adelina. Și Emma, probabil, și Rareș sunt copiii lui Manu și am vrea să le mulțumim. Ei ne văd pe cameră, am să-i rog pe băieți să ne prindă cumva, nu știu cum să ne prindă cu camera asta, le putem face cu mâna? Da, îi salutăm. Adelina, dacă ne auzi, fie în direct, fie în reluare, să îți dea Dumnezeu mult succes alături de Manu ca soție de pastor, să îl poți sprijini, să-ți dea Dumnezeu o primăvară frumoasă și alături de cei doi copii ai voștri să moșteniți împărăția lui Dumnezeu, că până la urmă pentru asta alergăm. Să fiți binecuvântați ca familie pastorală în tot ce faceți și să vă dea Dumnezeu același vis comun și același țel. Mulțumim, Manu! Ne vom despărți, nu înainte de a vă invita la un fruct de vorbă. În același loc, în seara asta nu mai avem ceai, avem niște fructe și tare mult ne-am bucurat dacă am mai stat puțin de vorbă. S-a făcut și ceai. Nu puteam pleca fără un ceai. Mulțumesc, Ana! Așa cum pastorul Emanuel Ban anunța, voi fi la ușă, am niște pixuri, niște foi, dacă vreți să rămânem în contact pentru astfel de evenimente, să fiți printre primii care află despre ele, lăsați-mi numărul dumneavoastră de telefon, un e-mail sau orice alt mod de a intra în contact cu dumneavoastră. Dragii mei, fiind la finalul programului nostru, vă doresc să creșteți, să vă dezvoltați și din zi în zi să semănați mai mult cu Dumnezeu. Iar când Hristos se va întoarce, că așa crede orice creștin, iarăși va să vie să judece vii și morții, nu? Să nu lipsim niciunul de acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze, atât pe dumneavoastră cât și pe noi toți. Amin.